Uite, așa trece timpul, draga mame. Și le am atât la tine. Ai și te gătea? Da. Da. Nu să cred cum am pozele astea pe mine. Cum arătai atunci? Da, mă, poți în care ești... Nu, vine să fată cred. De cinema, nu așa. Nu, vine să cred. Păi, exact la Revoluția, când a fost, la greva de 93, parcă 93 a fost greva aia mai mare. Știu că era la o grevă, un meeting, nu mai știu exact, că nu lucram, umbleam în golucască. Asta s-a întâmplat prin 94, 93, 94, cam așa, nu mai știu exact. Am început să ieșim și ne-am împrietenit, în două săptămâni ne-am și căsătorit. Fără să ne cunoaștem prea mult. Și mulțumesc că am fost fericiți. Deci, pe noi ne cunoșteam vreo câțiva ani. Deci, din vedere, nu? Așa, când am luat lucrurile în serios, până la căsătorie, nu a durat mult. Două luni, două, trei luni, și scurt. Am păcălit-o repede. Bine, la fabrică am lucrat în mai multe domenii. Deci prima dată la fabrică am lucrat la transport. O perioadă. Nu făceam altceva decât să conduc mașină. După asta am lucrat la depozitul de carburanți, o perioadă de timp. Deci exact cum ar fi un peco, numai că era un peco intern. Deci dădeam motorină, benzină, uleiuri și ce mai aveau nevoie mașinile. Iar după Revoluție din 89, am lucrat tot la transport, dar în cadrul secției forj. Munceam foarte mult, făceam trei schimburi, era foarte mult de treabă, liber nu aveam. Nu mai țin minte exact la timpul ăla ce salarii, dar raportul raportat la inflație era mulțumitor. Din orașul Bârlad, fabrica de rumeni, câștiga foarte bine. Era o fabrică care ținea în picioare Bârladul, IRB-ul. Se câștiga bine, oamenii erau mulțumiți. Problema este că când s-a privatizat și au venit turcii ăștia și ne-au cumpărat, au început să dea lumea afară, nu mai era de muncă, nu mai... Nu mai poți să faci problemelor cu salariul de la IRB. Ceea ce m-a făcut să plec din fabrică.